Deci, pe Windows și M, îmi minimizează, că am învățat și ce înseamnă asta, îmi minimizează toate ferestrele, mi le duce... Domnul Gelu, care sunt zonele principale din care se, se compune desktop-ul? Ce avem noi pe desktop? Pe desktop? Bara de activități. Bara de activități, așa. Așa, sau taskbar. Taskbar. Ce mai avem? Ce mai avem? Start. Și... Sincer, nu mai știu. Păi cum? Zona cu iconițe. Zona cu iconițe. Bara de orizontală. Exact, aia e bara de activități. De activități. În stânga aici... Se compune din următoarele zone. O dată. Zona cu pictograme, unde se găsesc scurtăturile către alte lucruri din calculatorul ecranului. Avem în stânga butonul de start, zona de pictograme, când pe start, când pe bara de activități, când pe zona de pictograme. Că e o întrebare mai ciudată. Capcană. Nu, capcană. După deschiderea meniului, la, cred că toate programele. Da, toate programele. Cred că a cincea? Ia să vedem. Mă duc la cer. Asta este treaba. Aveți calculatoare la dispoziție, puteți să încercați. Am să încerc eu la gelul acum. Mi-a zis, caseta de căutare. Să zicem că nu. Hai să zicem că nu e niciuna. Poți să acum. Mi-a zis suse, prima. Următoarea, a doua. Închidere. Noi să zicem că e la a patra apăsare, pentru că în momentul când am dat pe căsuțăra l-a apăsat tab de nicio culoare. Așa. Și la a cincea apăsare mă duce înapoi pe căsuța de căutare. Deci, în zona, în meniul start, după aceea la a cincea tab mă duce înapoi la căsuța de căutare. Din păcate, lucrurile vizual pe ecran sunt tamani inversă cum ne prezintă nouă jos aici. Noi avem impresia că suntem pe căsuța de căutare, suntem cu degeata în jos și intrăm în coloana din stânga. În fapt, pe ecran, căsuța de căutare este jos. Deci, mi-a plăcut cum vă prezentați. De mâine încolo o să fiți și mai expert. Mutarea între ferestre este foarte important să învățăm să manevrăm acest lucru, deoarece cu alta, ca să vedem de ce vreau să vă arăt. Avem 3 deschise. Acum este ultima deschisă. Sunt pe Microsoft Word. Deci am deschis în ordine Notepad, WordPad, Microsoft Word. Am să apăs scurt, Alt și Tab. Ce înseamnă scurt? Apăs Alt, apăs Tab și le dau drumul. Alt, Tab,
Cineva de Microsoft. M-a dus înapoi pe Microsoft Word. Deci pe cel care fusese înainte. Deci tragem o concluzie. Dar de ce box? Și știi ce am ce box, da? Nu. Nu? Această chestie link este un nou tip de control pe care o să-l întâlniți foarte mult pe internet. Ok. Link-ul face legătura între două pagini. Deci în momentul în care el va deschide o nouă pagină cu alte controle sau cu alte informații despre ce vrea el să-mi spună. În particular aici îmi povestește despre mai multe informații despre fusul orar. Așa zice. Bun, ia să dăm mai departe. Ia de-i tap la tine. Cum se setează ceasul și fusul orar? Link. Cum se setează ceasul și fusul orar? Link. Ia iarăși un link. Dăm mai departe. Da. Ok, buton. Ok, buton. Ăsta știi cine e, da? Dăm mai departe. Da. Revocare, buton. Și ăsta știm cine e. Ia de-i. Încă o dată. Data și ora, da. Mi-a zis data și ora, ta. A pus unele peste altele și doar unul din taburi, una din fire, una din fire poate la un moment dat să fie activă și să mă plimb prin ea. Și ok, o să-mi spuneți, cum mă plimb între taburi atunci? Foarte simplu. În momentul în care mă aflu pe linia cu taburile, cum sunt acum, data și ora, tab, mi-a zis, mă plimb cu săgeți între ele, stânga-dreapta, sau de oriunde m-aș afla, deci sunt în interiorul unei pagini, dacă vreau să schimb pagina, folosesc combinația de taste Ctrl plus Tab pentru a trece dintr-o pagină într-alta. Ia să vedem. Ia apasă la tine, Claudia, Ctrl și Tab, să vedem ce se întâmplă. Și ceas, internet, Tab. Da? Deci, ideea este că... Ideea este că între taburi mă pot plimba cu control tab și în interiorul unui tab mă plimb unui tab, unei file, mă plimb în mod normal cu tab, cam orice fereastră.